psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. În direct cu psihoterapeuta noastră, Raluca Anton, pentru rubrica noastră La Psiholog de pe drum cu prioritate. Pe Skype suntem, așadar ne putem vedea și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Raluca, bine ai revenit alături de noi. Servus, bine v-am găsit. Vorbim despre tantrum la adulți. Sincer, eu nu știu ce înseamnă asta, însă mă bazez pe tine. Înțeleg că mai ales părinții folosesc această expresie, acest cuvânt. Despre ce este vorba? Da, este o expresie caracteristică părinților, în special pentru că în jurul vârstei de 3-4 ani, copiii au acele crize de furie care sunt caracteristice acestei vârste și ele se numesc tantrumuri. Sunt, de fapt, acele momente pe care le vedem de foarte multe ori în magazine, de exemplu, atunci când copiii aceștia mici, sub 5 ani, poate și un pic mai mari de 5 ani, au acele crize de furie în momentul în care nu primesc ceva, nu se întâmplă lucrurile așa cum își doresc. A, și nu te mai poți înțelege cu ei despre acel... Și nu te mai poți înțelege cu ei, acel moment în care se trântesc pe jos și părinții de cele mai multe ori sunt panicați de ceea ce ar putea spune cei din jur. Cam acelea sunt tantrumurile în ceea ce îi privește pe copii. Ce sunt ele de fapt și poate că ajută aici să vedem cum facem paralela cu vârsta adultă, ce sunt aceste tantrumuri de fapt? Ele sunt niște descărcări emoționale. De cele mai multe ori copiii au astfel de reacții foarte intense. În perioadele în care au avut o zi foarte dificilă sau au avut momente dificile pe parcursul zilei respective, iar copiii, neavând suficient de multe abilități să povestească despre ce li s-a întâmplat și să spună: uite, mama, am avut o zi dificilă, am nevoie să mă ascult, emoțiile mele sunt intense, atunci ei își descarcă toată tensiunea respectivă în astfel de tantrumuri și de cele mai multe ori, sigur, părinții ar spune în cele mai nepotrivite locuri și în cele mai nepotrivite moduri, ca și cum ei ar putea, copiii, să aibă o abilitate atât de dezvoltată încât să aleagă cele mai bune momente în care să-și descarce emoțiile. Păi și tu, ca părinte, cum trebuie să reacționezi în momentul ăsta pentru a-ți calma copilul? De cele mai multe ori, tendința noastră este să le spunem să încheie, să termine, să se oprească din a face circul respectiv, iar asta nu face decât să, așa să ne imaginăm că e ca un vulcan care erupe și ceva forță puternică vine și pune capac și zice: nu trebuie să faci chestia asta, nu trebuie să faci lucrul ăsta. Și atunci toate cele emoții, de fapt, e ca și cum se întorc înapoi în corp. Unii copii reușesc să facă asta, dar din păcate nu învață să își exprime emoțiile pe termen lung. Alți copii nu reușesc să se oprească și de cele mai multe ori reacția emoțională și comportamentală e mult, mult mai intensă decât și-ar putea imagina părintele. Și atunci, ce putem face ca părinți este să ne aplecăm la copil, să-l mângâiem pe spate și să-i spunem: îmi dau seama că e dificil, cred că ai avut o zi grea, cred că nu a fost ușor ce ți s-a întâmplat azi, mama e aici, tata e lângă tine, astfel încât noi să oferim, de fapt, alinarea de care copilul are nevoie și, practic, ce se întâmplă acolo este copilul nu se simte singur în suferința lui. Atenție, ai spus foarte bine să-l mângâiem pe spate, nu să-i aplicăm vreo corecție, sperând că se va liniști astfel. Dar, spune-mi, ne pot apuca tantrumurile astea și pe noi, adulții? Uite că aici este elementul interesant, pentru că avem impresia că aceste reacții emoționale sunt caracteristice copiilor. Ori dacă noi stăm să ne uităm la noi înșine, acele crize de furie pe care le avem în anumite momente, fie că sunt în trafic, fie că sunt acasă în relație cu partenerii noștri, că sunt cu părinții noștri, ele în sine sunt niște descărcări ale unor emoții. Dar pentru că nu venim dintr-o generație care să ne fi învățat cum să gestionăm eficient aceste emoții și cum să solicităm alinare, de cele mai multe ori așteptăm, toată această tensiune se adună și sigur că într-o formă sau alta, tensiunea respectivă iese la suprafață și de multe ori iese la suprafață în ceea ce noi spunem criză de furie sau criză de nervi. Iarăși te-au apucat crizele sau avem tot fel de replici. Ele, în fond, dacă ar fi să comparăm cu ce am spus mai devreme, seamănă ca manifestare cu tantrumurile pe care le fac copiii la vârstele foarte mici și ele vin din nevoia de a descărca emoții, vin din faptul că nu știm ce să facem cu emoțiile noastre și vin din faptul că avem nevoie de alinare, să fie cineva alături de noi în suferința respectivă și nu știm cum să cerem alinarea respectivă sau nu e nimeni acolo să ne ofere. Și atunci avem astfel de reacții care sunt foarte intense și de cele mai multe ori ele creează un mare disconfort în jur și de multe ori produc aceste tantrumuri rupturi în relațiile pe care le avem la vârsta adultă. Asta poate fi un job
mă gândesc, pentru viitor să oferi alinare în momente de genul ăsta. De exemplu, te duci la hipermarket, vezi cât costă, nu știu, lichidul de parbriz de iarnă, intri în tantrum și cineva să fie lângă tine să te aline, să te mânghe pe spate chiar și adult fiind. Ce greu este să vezi asta, ce dificil este să vezi prețul lichidului. Și nu numai ai lui. Am dat un exemplu care mi-a venit acum la îndemână, însă cu toții avem nevoie de alinare în perioada asta și când vin facturile și așa mai departe. Și când punem benzină sau motorină, mai ales motorină. Îți mulțumesc foarte mult, Raluca, și aștept cu nerăbdare următorul subiect de săptămâna viitoare. Așa facem, ne vedem lunea viitoare la aceeași întâlnire. Drum cu prioritate, drum cu prioritate. Keeps me busy while I'm in the car. Radio's always on at home. Cu Radu Constantinescu la Europa FM. That helps me get through traffic.